Ziua și șocul în România și astăzi avem peste 4.000 de noi cazuri de COVID confirmate. Ministrul Sănătății cere ca toate spitalele mari să aibă paturi rezervate pentru pacienții cu SARS-CoV-2, atât în secțiile de terapie intensivă, cât și în saloane. În acest context, cele mai multe dintre unitățile sanitare își restrâng activitatea și internează numai urgențe. Sunt 777 de îmbolnăviri doar în București, cu o rată de 2,89 la 1.000 de locuitori, fără să fie calculate focarele. Alte peste 200 au fost confirmate, atât în Iași, cât și în Cluj, însă vin puternic din urmă județele Timiș, Bacău și Brașov. Toate spitalele vor avea o rezervă. 10% paturile de terapie intensivă și 15% din paturile totale de simptomatologie ușoară și medie. Cu alte cuvinte, spitalele județene și cele municipale trebuie să aloce 10% din paturile de terapie intensivă și 15% dintre celelalte locuri pentru bolnavi COVID. Cu 9.611 pacienți internați și 4.013 cazuri noi în doar 24 de ore, Ministrul Sănătății caută soluții pentru ca toți bolnavii să poată fi internați. În București, unde alți 777 de oameni au aflat azi că sunt pozitivi, situația se complică de la o zi la alta, iar reprezentanții spitalelor caută soluții pentru a rezerva paturile celor cu infecția COVID după ce Direcția de Sănătate Publică București le-a cerut în scris acest lucru. În momentul în care este pozitiv, este direcționat spre alt spital, acel pacient să nu mai fie direcționat spre alt spital. Vorbim decât despre spitalele de stat, spitalele mari. La Spitalul Universitar au fost deja alocate 10 paturi în saloane și 5 la terapie intensivă. Noi avem un număr de paturi limitat prin esența fenomenului și prin distanțarea dintre paturi. Mai mult de atât am este imposibil. În alte unități sanitare, situația este mult mai complicată. Managerul Spitalului Colțea spune că practic nu are cum să interneze cele două categorii de pacienți. Foarte dificil, spre imposibil, ar trebui intrări separate, ieșiri separate, personal separat. Nu există doar patologia asta în țara asta. Pacienții cu cancer au și ei dreptul la viață. Și să zicem că aș putea să spun un etaj este pentru pacienții COVID sau o aripă. Asta va fi în detrimentul pacienților cu cancer. Situația este asemănătoare și la Spitalul Bagdazar din capitală. Și aici vorbim de o clădire monobloc ridicată cu mulți ani în urmă. Reprezentanții instituției sanitare s-au întrunit în încercarea de a găsi soluții, dar spun că va fi extrem de dificil. Însă, dincolo de clădiri vechi și uneori personal insuficient, trebuie să se țină cont de fapt că în București ajung pacienți cu probleme grave de sănătate din toată țara și pentru ei este nevoie de locuri în spitale, chiar dacă nu au infecția COVID. Astăzi 11 județe cu peste 100 de cazuri noi raportate. Dacă în Moldova avem Bacău, Neamț, Iași, Vaslui și Suceava în creștere, avem Cluj, Alba, Sibiu, avem aici Timișu, avem Prahova și București. Sunt cazuri care sunt grave și care poate competența altor spitale sau posibilitățile terapeutice nu sunt la fel de bune ca la noi. E dificil și o decizie greu de luat atâta timp cât pacienții vin și plâng la ușa spitalului că doresc să se interneze și noi le spunem, îmi pare rău, dar nu mai avem niciun loc. După ce în urmă cu câteva zile internările au fost limitate în unitățile sanitare din Bistrița, Alba și Mureș, acum și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca a anunțat că va interna doar pacienții în stare gravă. Le sunt rezervate doar 15 paturi din totalul de 100. Numărul de pacienți este mult, mult mai mic, mult sub ce aveam înainte de COVID, dar cel mai grav mult sub ceea ce ar fi nevoie. Deci pacienții care ajung să se interneze sunt doar pacienți severi. Din lipsă de locuri, medicii nu îi mai internează nici pe bolnavii cu SARS-CoV-2 dacă starea lor nu îi impune. Și în Brașov s-a luat aceeași decizie. Informația că Spitalul Județean Brașov mai primește doar cazurile grave nu este una publică și oficială. Vorbim doar despre o notă internă pe care conducerea unității a trimis-o tuturor secțiilor și care sună așa. Se vor interna doar urgențele medico-chirurgicale prin UPU. Am încercat să obținem detalii și explicații, însă niciunul dintre directorii spitalului nu este disponibil să le comunice oamenilor la ce să se aștepte. Am internare, draga mea, și uite, a zis că să stau pe scaun. Și vă internează? Nu. Ministerul Sănătății va reglementa și situația asimptomaticilor cu SARS-CoV-2, care de săptămâna viitoare nu vor mai fi internați în spitale, ci vor fi monitorizați de medicii de familie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.